O femeie de 43 de ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost accidentată sâmbătă pe raza comunei Straja. Accidentul s-a produs în jurul orei 8 și 30 de minute, când un autoturism tractat de o autoutilitară a acroșat-o pe femeie care, după cădere, a fost strânsă între autoturismul tractat și gardul unui imobil. Victima a fost transportată la spital unde a fost diagnosticată cu fractură treime inferioară antebraț drept, fractură treime inferioară gamba stângă, contuzie coloană cervicală și contuzie toracică. Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, după care li s-au recoltat probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcolemiei. Tot în cursul zilei de sâmbătă, un copil de șapte ani a fost accidentat pe raza localității Valea Glodului de un căruțaș aflat sub influența băuturilor alcoolice. În jurul orei 9, un bărbat în vârstă de 33 de ani din comuna Preutești, în timp ce conducea atelajul Hipo, l-a accidentat pe minor. Acesta s-a deplasat în calitate de pieton pe acostamentul din dreapta, având în vedere direcția de mers a atelajului din sens opus. În urma accidentului a rezultat vătămarea corporală a minorului, care a fost transportat la Spitalul Municipal Fălticeni, necesitând pentru vindecare 4 până la 5 zile de îngrijiri medicale, fiind transportat apoi la Spitalul Județean Suceava pentru investigații de specialitate. Căruțașul a fost testat cu aparatul alcool test rezultatul fiind de 0,47 mg pe litru alcool pur în aerul expirat, apoi s-au recoltat probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcolemiei.